Salutare, mei prodigi, și bine ați venit la un nou video. Astăzi ne vom uita la jocul Cascadia, un joc localizat de cei de la Regatul Jocurilor. În acest joc veți încerca să vă creați niște habitate și să aduceți jetoanele cu animale în poziții favorabile pentru a puncta în funcție de cărțile punctaj pentru fiecare animal în parte. Dar o să discutăm imediat când mergem la masă, să vedeți despre ce este vorba. Este un joc care se joacă în 1-4 jucători, durează undeva la 30-45 de minute și are un grad de dificultate și o vârstă recomandată de 10+. Cam atâta general despre Cascadia. Haideți să mergem la masă, să vedem despre ce este vorba și apoi ne întoarcem aici cu niște concluzii. Haideți să începem cu setup-ul jocului. În primul rând veți lua aceste jetoane, le veți pune cu fața în jos în mijlocul mesei și le veți amesteca foarte, foarte bine. Apoi, în funcție de numărul de jucători, veți crea teancuri cu un anumit număr din ele. De exemplu, eu am pregătit aici pentru 3 jucători, așa că 22 de jetoane scoase în mod aleatoriu le-am pus înapoi în plăsuță și puteți să le puneți înapoi în cutie, fiindcă nu sunt necesare în această partidă. Cum spuneam, elementele care le vedeți aici, aceste jetoane, sunt pentru 3 jucători. Bun, după ce ați făcut acest lucru, veți pune toate jetoanele acestea cu animale, aceste jetoane din lemn, care arată așa, sunt cu animalele și fiecare animal are o anumită culoare, le puneți aici în săculeț. După ce ați făcut acest lucru, din teancurile astea care le-ați creat cu jetoanele care le-ați ales în funcție de numărul de jucători, veți pune 4 vizibile și accesibile de toată lumea în mijlocul mesei și la fel veți extrage din acest săculeț 4 animale care le veți pune sub acele jetoane cu habitat. Deci, practic, se vor forma 4 grupuri. Un grup, 2 grupuri, 3 grupuri și 4 grupuri. O să vedeți imediat de ce este relevant acest lucru. Apoi, ce veți face? Veți lua cărțile astea, pachetul acesta de cărți cu diferite animale și veți lua, de exemplu, cele 4 cum vin în cutie. Eu mai am unul bonus dintr-un mic add-on care puteți să-l achiziționați. Practic, luați toți vulturii, îi amestecați și trageți unul aleatoriu care va fi vulturul care va puncta în această partidă. Același lucru veți face și cu vulpile, le veți amesteca și extrageți una în mod aleatoriu, la fel cu cerbii, la fel cu urșii și la fel cu somonii. Și practic, după ce ați amestecat toate cărțile pe fiecare categorie în parte, vedeți, le recunoașteți și pe spate că au diferitele culori, veți extrage câte una pentru fiecare animal și acele vor fi cărțile care vor puncta, o să vedeți imediat cum, în această partidă. Deci, practic, restul cărților puteți să le puneți înapoi în cutie, nu mai aveți nevoie de ele. Dacă nu vreți să jucați cu, să zicem, cu cărți, deci în mod normal jucați cu aceste cărți de punctaj. Dacă vreți un joc mai ușor, puteți să folosiți și varianta de familie sau varianta intermediară, care folosiți o singură carte care va puncta într-un anumit fel. Dar în principiu asta v-am zis doar pe scurt, puteți să folosiți o singură carte, cartea asta, pe varianta familie sau varianta intermediară și eliminați toate cărțile astea. Dar eu vă explic jocul cum se joacă în mod normal și anume cu o carte de punctaj pe fiecare animal. Cum spuneam, restul cărților puteți să le puneți înapoi în cutie. Apoi veți pune aceste conuri sau jetoane natură, le puneți la îndemâna tuturor și apoi fiecare jucător va primi într-un mod aleatoriu unul din aceste planșe de start. Da? Se extrage aleatoriu, puneți această planșă în fața voastră. Practic de aici veți începe să vă construiți habitatele voastre și o să discutăm imediat despre asta. Aici jetoanele astea sunt mai multe, eu am pus doar câteva ca să pot să exemplific și bineînțeles puneți la îndemână carnețelul de punctaj despre care o să discutăm la sfârșit. Deci după ce ați pregătit de unde o să ne luăm noi habitate și animale, ați luat aleatoriu câte jetoane sunt nevoie pentru numărul de jucători care jucați, ați extras un animal, o carte animal pentru punctaj din fiecare categorie de animal, ați pregătit săculețul, ăsta poate să fie și gata pregătit, fiindcă puteți să depozitați aceste jetoane în cutie direct în săculeț și practic după ce ați făcut toate acestea, jocul este gata să înceapă. Apoi, bineînțeles, am uitat să menționez la partea de setup, practic veți decide într-un mod aleatoriu cine este primul jucător.
Și apoi haideți să vedem ce faceți când este tura voastră. În primul și în primul rând, deci hai să vă zic pe scurt ce faceți, după aia intrăm mai în detaliu. Deci pe tura voastră, practic, veți lua un grup, adică un jeton cu habitat și un jeton cu animal care formează un grup. Deci să zicem că eu vreau astea două să le iau, le voi lua și apoi le voi plasa la mine în habitat. Dar o să discutăm imediat despre asta. Deci, practic, astea sunt acțiunile care le veți face. Veți lua un grup sau există niște excepții și apoi le veți atașa la habitatul sau la area voastră care o construiți în fața voastră. Și toate astea pentru a puncta, și o să vedem imediat, pentru habitate și pentru cărțile care sunt prezente aici pentru partida respectivă. Dar, haideți să o luăm pas cu pas. În momentul când vine tura voastră, dacă cumva se întâmplă ca toate cele patru animale care sunt prezente aici să fie de aceeași culoare, deci noi avem aici vulpe, adică portocaliu, maro și roz. Dacă cumva ar fi fost aici patru vulpi, automat toate jetoanele astea le-am fi strâns, am fi extras alte patru jetoane care le-am fi pus aici și apoi cele patru jetoane care le-am pus deoparte, să zicem cele patru vulpi, le vom arunca înapoi în săculeț și le vom amesteca. Deci foarte important, asta înseamnă că zona de extragere este suprapopulată de un anumit animal și trebuie resetată cum ar veni. Deci asta se face automat, nu puteți să decideți să nu o faceți sau așa mai departe. Deci când vine tura cuiva și sunt patru de același fel, acele patru animale puse la o parte și vin alte patru și apoi ele puse în săculeț. Și se face lucrul ăsta de atâtea ori până când nu mai sunt patru de același fel. Dar de obicei nu se întâmplă mai mult. Dacă odată sunt patru la fel, rar se întâmplă să extrageți iarăși patru la fel. O altă chestie care tot ține de suprapopulare este dacă sunt trei la fel. Dacă sunt trei jetoane din aceste animale la fel, atunci jucătorul care este la rând are opțiunea să decidă. Vreau să dau la o parte cele trei care sunt la fel, să pun alte trei și apoi să pun cele trei înapoi în săculeț sau nu vreau? Vreau să extrag din cele prezente aici. Deci, practic, asta este o decizie. Deci, dacă sunt toate patru la fel, nu aveți nicio decizie, ele se resetează. Dacă sunt trei de același fel și ne vorbim acum doar de jetoanele astea animale. Dacă sunt trei de același fel, atunci jucătorul care este la rând poate să decidă să reseteze cele trei și să aducă alte trei în joc. Dar lucrul ăsta poate să fie făcut o singură dată. Deci dacă voi resetați acum trei și vin cumva când le expuneți alte animale este de trei ori prezent, nu mai aveți, sau iarăși același animal, nu contează, nu mai aveți voie o a doua oară să resetați trei astfel de animale. Deci întotdeauna, în momentul când vine tura voastră, trebuie să verificați dacă există suprapopulare de 4 sau suprapopulare de 3, ca să vedeți cum resetați jetoanele respective. Habitatele nu o să se reseteze niciodată, ele fiind toate în principiu diferite în combinațiile care le aduc. Bun, după ce ați verificat suprapopularea, mai aveți, ce veți face? Veți lua, cum v-am spus, un grup de animale, de habitat cu animale. De exemplu, să spunem că o să vreau să iau grupul ăsta. Și apoi ce trebuie să faceți? Trebuie să puneți acest jeton oriunde lipit de habitatul vostru existent ca să aibă cel puțin o latură comună. Da? Deci puteți să puneți așa, nu contează să fie același habitat, dar o să vedeți imediat când de ce ajută să fie același habitat. Da? Puneți așa, deci cum vreți, unde vreți voi, cât timp are o latură comună cu ceva ce ați construit deja. Să spunem că noi punem aici. Apoi ce veți face? Jetonul de animal care l-ați primit, îl veți pune la voi pe planșă unde se potrivește jetonul cu imaginea de pe tilele voastre, de pe tabloul vostru aici, de pe habitat. Și practic singura posibilitate este să punem acest pește, acest somon în spațiul acesta și îl vom pune. O să vedeți de ce vreți să, sau cum vreți să vă grupați diferitele jetoane cu animale pentru a puncta aici. Dar o să discutăm asta, o să facă sens mai mult când ne uităm la punctaj. Bun, și practic după ce s-a făcut acest lucru, vine o carte nouă și se extrage un jeton nou din săculeț, exact în spațiul unde s-a golit, să spunem așa.
Ce puteți, de exemplu, dacă nu aveți, deci am extras astea două, cum am văzut, am pus ăsta aici, asta întotdeauna o să puteți și sunteți obligați să-l puneți la voi în habitat, dar cu jetonul de animal puteți să decideți dacă vreți să nu-l puneți, cu toate că aveți unde, și să-l aruncați pur și simplu înapoi în săculeț, sau dacă cumva chiar nu aveți niciun simbol cu pește descoperit să puteți să-l puneți, iarăși îl decartați. Deci, practic, există posibilitatea să nu folosiți jetonul de animal care îl extrageți din mijloc. Da, să zicem că la noi s-a potrivit. Eu am extras astea două, am reumplut zona de extragere și următorul jucător este la rând. Așa, ce vreau să vă spun, să ne uităm puțin la ce fel de jetoane există. Există, de exemplu, cu două habitate, în principiu majoritatea din ele au două habitate, dar uitați aici, sunt trei imagini cu animale. Asta înseamnă că pe acest jeton pot să pun oricare din cele trei animale. Deci, cum spuneam, există următoarele reguli de punere jetoanelor. Nu puteți să le puneți pe colț, da? Deci trebuie neapărat să aibă o latură comună cu ceva existent la voi în față. Plus, nu puteți să le suprapuneți, da? Deci trebuie întotdeauna să vă extindeți. La fel există și niște reguli, bineînțeles, de plasare a jetoanelor acestuia, care zice, puteți să plasați, cum v-am spus, doar pe piesele unde există acest jeton în imagine, respectiv nu are voie să fie mai mult de un jeton pe un hexagon din acesta. Bun, și de aceea, o să vedeți aici, cum spuneam, sunt trei jetoane posibile care puteți să le puneți, deci o flexibilitate foarte, foarte mare. Mai sunt acestea, care sunt majoritatea, care au două animale sau două jetoane care puteți să le plasați pe acest hexagon și mai există acestea care au un singur habitat și un singur animal, dar mai au și acest con desenat aici și mai au și această săgeată. Și ce înseamnă asta este dacă cumva, hai să facem abstracție, ajungeți să jucați un jeton pe acest spațiu care se potrivește, adică o vulpe, veți primi un astfel de con. Și o să vă povestesc imediat ce face acest con. Bun. Deci asta am vrut să vă explic puțin ca să știți ce fel, care este ideea cu jetoanele, care este ideea cu astea, cu habitatele speciale și ce se întâmplă și cum puteți face de rost de aceste conuri. Ce mai este important de știut? De exemplu, dacă aș fi luat acest jeton și o vulpe, să zicem că asta era grupa, voi puteți să puneți animalul care l-ați luat cu o piesă pe piesa care ați luat-o. Deci înainte puneți piesa care ați extras-o, hexagonul, și după aia puneți animalul exact pe piesa aia. Deci jocul vă permite acest lucru. Nu trebuie să puneți pe un spațiu deja existent la voi în habitat. Bun. Și ce mai vreau să vă spun este ce beneficii aveți cu aceste conuri. Aceste conuri, practic, vă ajută să, în momentul când este tura voastră să extrageți din centrul mesei, să fiți puțin mai flexibil. Asta ce înseamnă? În momentul când folosiți un con, îl puneți înapoi în centrul mesei și puteți să alegeți orice habitat vreți, carte hexagon habitat, sau orice jeton și orice jeton animal. Deci dacă eu vreau, de exemplu, să iau jetonul ăsta și renul, pot să le iau așa. Deci voi, cum v-am spus mai devreme, trebuie neapărat să luați un grup de hexagon cu animal, cu habitat și animal. Dar dacă jucați un astfel de jeton care l-ați primit pe parcursul jocului plasând jetoane cu animale pe astea care le-ați extras, aveți posibilitatea să consumați unul și să luați ce habitat vreți voi și ce animal vreți voi din rândurile respective. Deci nu mai trebuie să vă țineți de regula că trebuie să luați în grup. Altceva ce puteți face este să jucați un jeton și să resetați câte jetoane animale vreți voi. Deci zicem că astea două nu-mi plac sau vulpile nu-mi plac. Luați vulpile, le puneți la o parte, puneți alte două și vulpile înapoi în săculeț. Cum v-am obișnuit și v-am explicat la suprapopulare. Aici, acțiunea asta de resetare cu conuri puteți faceți de câte ori vreți voi pe tură. Adică, practic, puteți să folosiți câte conuri vreți. Bineînțeles, la partea de luați ce hexagon vreți și ce animal vreți, nu puteți să folosiți decât o singură dată. Fiindcă pe tură, orice beneficii aveți de la con sau nu, aveți voie să luați doar un jeton hexagon și un animal. Și dacă, să zicem, am luat așa cu ajutorul acelui con, când facem refill, practic ăsta se pune aici și animalul se pune în spațiul nou gol. Deci nu le împingeți sau le mutați. Ocupați pur și simplu spațiile goale rămase.
Bun. Și se joacă roată, roată. Deci, cum spuneam, vine tura voastră, luați un grup sau altcumva dacă folosiți conuri din acestea și o să vi se tot mărească habitatul vostru, o să puneți tot mai multe animale pe locurile unde se potrivesc, până când la un moment dat un jucător alege un grup, îl pune la el în habitat și nu mai este niciun fel de piesă din acestea hexagon de habitat care să umple spațiul gol. În acel moment, jocul se termină instant și trecem la punctaj. Da? Deci, foarte simplu, cum spuneam, luați un grup, vă faceți habitatul și puneți animalele, totul pentru a strânge puncte și o să vă spun imediat cum, și tot jucați roată-roată, vă folosiți de conuri sau așa mai departe, până când nu mai sunt piese aici din acestea habitat și atunci jocul, în momentul când jucătorul nu mai are cum să umple spațiul gol care l-a făcut extrăgând un grup, jocul ia automat sfârșit și trecem la punctaj, cum spuneam. Și haideți să vedem cum se punctează. Practic, discutăm despre cum se punctează și apoi o să trecem foarte rapid prin cărțile de punctaj animale ca să vă faceți o idee cum punctează animalele. Deci, practic, ne uităm. Toată lumea punctează urși, unde sunt urși, toată lumea punctează cerbii, toată lumea somonii, toată lumea vulturii și vulpile și faceți un total. Asta o să discutăm imediat cum se punctează. Apoi o să punctăm habitatele. Și asta ce înseamnă? Luăm fiecare habitat în parte, de exemplu aici îi munți, luăm munții și ce faceți? Vă uitați care este cel mai mare grup al vostru conectat de munți. Da? Deci dacă aș fi avut așa și așa, poate să fie și așa, da? Tot este conectat, cu toate că aici este întrerupt, sunt trei jetoane cu munți conectate. Deci asta înseamnă că mărimea mea este de 3. Deci, practic, așa veți număra fiecare grup de un anumit habitat și alegeți pe cel mai mare și atâtea puncte aveți. Deci, de exemplu, dacă am un habitat de munți de 3, ca aici, în exemplu, îmi voi pune 3 puncte. Aici am câte 1, aici de fân din ăsta am 2, deci pun 2 puncte. Deci fiecare piesă care se află, sau fiecare hexagon care se află în grupul acela cel mai mare din acel habitat, va puncta un punct. Da? Deci 3 puncte aici pentru munte, 2 puncte pentru fânețe și restul câte un punct și așa mai departe. Pe lângă asta, jucătorul care are area cea mai mare dintr-un anumit habitat va primi un bonus. Și acest bonus iarăși este diferit în funcție de numărul de jucători. Dacă jucați în 1 sau 2 jucători, bonusul este de 2 puncte. Deci cine are habitatul cel mai mare de munți va primi 2 puncte pe lângă punctele care le-a primit pentru cel mai mare habitat al său. Și tot așa mai departe. Dacă jucați în 3-4 jucători, jucătorul cu cel mai mare habitat din acea categorie primește 3 puncte și locul 2 primește 1 punct. Și o să vedeți, se face împărțirea la egalitate, câte 2 puncte și așa mai departe, vă las pe voi să descoperiți exact ce și cum. Dar cam asta este aici cu habitatele. Deci numărați cele mai mari habitate din fiecare categorie, puneți numărul și că atâtea puncte sunt, fiecare jeton din ăla, adică hexagon care conține acel habitat, valorează un punct în cea mai mare grupare și primiți bonusuri dacă aveți cea mai mare grupare. Faceți un total și acolo, fiecare con care nu l-ați folosit valorează un punct, faceți totalul din cele două subtotaluri și conuri și jucătorul cu cele mai multe puncte câștigă. Haideți acum, cum spuneam, să ne uităm puțin în cărțile acestea care punctează pe parcursul jocului. Haideți să le punem puțin una la cap la cap ca să pot să trec repede prin ele. Bun, deci azi ne uităm la vulturi. De exemplu aici, fiecare vultur care nu are niciun alt vultur lipit de el și vorbim aici de hexagoane, da? Dacă am aici un vultur pus, atunci practic pe toate jetoanele în jurul său nu are voie să fie niciun vultur plasat. Și în funcție de câți vulturi din ăștia singuratici aveți, primiți un anumit număr de puncte. Dacă aveți peste 8, aveți 26 de puncte. Aici, practic, punctează vulturii care sunt, uitați, scrie aici, punctează fiecare șoricar, nu vultur, care nu este adiacent niciunui alt șoricar și are linie vizuală directă. Asta ce înseamnă? Nu trebuie să fie adiacent, da? Deci asemănător cu aici, să nu aibă niciun vultur adiacent, dar în același timp trebuie să se vadă într-o linie dreaptă de hexagoane cu celălalt vultur. Aici, practic, punctează practic fiecare vultur care este în linie vizuală cu cel puțin un alt vultur, 3 puncte.
Aici ce avem? Aici punctează numărul total de spații neocupate adiacente tuturor șoricarilor. Aici, practic, vreți să-i aveți mai pe marginea planșei, fiindcă orice spațiu gol, da? Un hexagon neocupat în jurul lor, valorează un anumit număr de puncte. Aici, practic, punctează pentru fiecare pereche de șoricari numărul de tipuri de animale unice dintre ei. Deci aici luăm, deci vedeți foarte mult cu chestia vizuală. Deci aici vedeți linie dreaptă, se văd cei doi vulturi și sunt trei tipuri de animale diferite. Asta înseamnă că acești doi vulturi sau șoricari punctează împreună 9 puncte. Și tot așa vă verificați fiecare pereche de vulturi care au linie vizuală directă. Bun, trecem la vulpi. Vulpile, număr de perechi de animale. Aici, în funcție de vulpea care e în centru, da, primește atâtea puncte câte perechi de animale are. Dacă are o singură pereche adiacent cu ea, 3 puncte, dacă are 2, 5 și în cazul acesta, 7 puncte, că sunt 3 perechi care e maximul. Aici este același lucru, dar trebuie să fie două vulpi una lângă alta și apoi numărul de perechi. Aici sunt 4 perechi posibile, având în vedere că s-au extins puțin area din jurul perechii de vulpi și poate să merge până la 11 puncte. Aici veți punctează pentru fiecare vulpe numărul de tipuri de animale adiacente unice. Deci aici vreți să aveți, se numere și o altă vulpe, vreți număra punctele acestei vulpi din centru în funcție de câte animale de tipuri diferite aveți. Vedeți aici, de exemplu, sunt 2 urși care doar unul punctează. Deci, practic, avem 1, 2, 3, 4, 5. 5 este maximul că atâtea tipuri de animale sunt. Deci, dacă reușiți să puneți 5 animale diferite în jurul unei vulpi, primiți maximul de puncte de 5. După aceea mai avem aici, pentru fiecare vulpe, 1, 2 sau 3 animale adiacente unice. A, deci câte animale unice aveți, atâtea puncte primiți, nu? Punctează pentru fiecare vulpe, pentru unul, două sau trei animale adiacente unice. Da, deci practic primiți puncte în funcție de cât de mari sunt grupurile care aveți. De exemplu, dacă mărimea este de 1, fiecare animal, de exemplu aici vulpea primește un punct pentru vulturul acesta. Dacă acești urși primesc câte 2 puncte fiecare, deci practic 4 puncte. Și ăștia iarăși câte 2 puncte, deci practic avem 2, 4, 6, 8, 10, 11 puncte ne va aduce această vulpe. După această vulpe zice așa, punctează pentru fiecare vulpe numărul de animale adiacente de un singur tip. Deci aici practic vrea să aibă aceleași animale în jurul ei vulpea și în funcție de câte aveți, atâtea puncte primiți. Aici avem o chestie cu elanul, da? Care practic vrea să fie într-o linie conectată, nu contează forma, da? Orice formă, și în funcție de câți avem direct conectați din astfel de elan, primim un anumit număr de puncte. Aici vrea să fie într-o formă circulară, câți elani am reușit să punem într-o formă circulară, deci așa mai în cerc, exact cum mi-a arătat aici, primim un anumit număr de puncte. Dacă închidem un cerc complet, ajungem la maximul de 21. Aici vom primi, punctează fiecare grup de elan cu forma aceasta. Fiecare elan se punctează doar într-un singur grup. Deci, practic, faceți grupuri din acestea ca în imagine, la voi pe planșă, cu elan, cu jetoanele, unde că era unul aici, cu jetoanele elan, și atunci fiecare grup de genul va puncta. Bineînțeles, nu puteți să-i dați, să luați un punct, aici 9 puncte și pentru fiecare separat încă o dată 2 puncte. Nu, ci un grup e un grup. Și cum zice aici, fiecare elan punctează o singură dată. Și aici, practic, aveți pentru linie dreaptă, da? Punctează fiecare linie dreaptă de elan. Fiecare elan se punctează doar într-o singură linie. Deci, practic, în funcție de ce linie și puteți și în diagonale și drept, de elan ați făcut la voi pe planșă, primiți un anumit număr de puncte. Și aici, foarte interesant, puteți să faceți o anumită formă, ori așa, ori așa, ori linie dreaptă, alegeți forma respectivă și în funcție de câte grupuri din forma exact asta ați reușit să faceți, atâtea puncte primiți. La urși, urșii vor să fie grupați. De exemplu aici, o să faceți, să cum era, fiecare grup de urși fără niciun alt urs lângă ele, da? Deci n-au voie să fie alți urși lângă și primiți pentru fiecare grup, nu contează forma, de 2, 3 sau 4 urși, punctajul acesta. Aici, practic, e puțin diferit. Practic, vreți, la fel, fiecare grup punctează ca aici, dar primiți și 3 puncte bonus dacă reușiți să aveți unul din fiecare mărime de grup. Aici avem așa, punctează fiecare grup de 3 urși fără niciun alt urs lângă, deci vă cere doar un grup de 3 urși cu niciun urs lângă, primiți automat 10 puncte pentru fiecare grup de genul.
Și aici, practic, vreți grup de 2. Și aici, o singură mărime. Aici, iarăși vrea pe mărime, dar trebuie să alegeți mărimea. Deci, de exemplu, dacă aveți mai multe grupuri de un urs, veți alege grupul de 1 și câte grupuri de 1 aveți, atâtea puncte primiți. Dar nu puteți să alegeți mai multe grupuri. Deci să punctați și 1 și 2. Deci trebuie să vă alegeți care număr, care grup vreți să îl punctați. Aici somonul. Somonul zice așa, punctează fiecare somon și fiecare animal adiacent unui serii de cel puțin 3 somoni. Deci când aveți o conexiune de 3 somoni sau mai mulți, punctați toți somonii plus toate animalele adiacente lor. Ok? Și fiecare vă dă un punct. După aia aici primiți pentru fiecare serie de 3, sau 3, 4 sau 5 somoni un anumit număr de puncte. Asemănător cu elenii, da? Seria nu poate fi adiacentă una celelalte, deci nu poate fi conectați, bineînțeles. Deci iarăși încercați să conectați somon, dar de fix 3, 4 sau 5 somoni pentru a primi 10, 12 sau 15 puncte. Aici punctează fiecare serie per somon. Seria nu pot fi adiacente una celălalt. Deci, practic, în funcție de cât de lungă e seria de somon care o aveți la voi pe planșă, primiți un anumit număr de puncte. Și punctează fiecare serie per somon. Seriile nu pot fi adiacente una cu celelalte. Da? Deci, iarăși aici avem o chestie de serii. 1, 2, 3. Vedem, aici sunt, aici putem puncta până la mai multe. Aici putem puncta până în maxim 5 plus. Numai că nu punctează mai mult. Aici merge chiar mai departe. Bineînțeles, aveți toate chestiile astea sau vedem aici. Punctează pentru fiecare serie de 3 plus somon mărimea grupului adiacente. Deci, practic, câte grupuri diferite de mărime aveți la acel grup mare de somon, primiți puncte pentru fiecare grup. Deci ăsta o să ne dea 5 puncte, urși o să ne dea 5 puncte și așa mai departe. Fiecare, bineînțeles, eu am trecut repede prin asta, dar toate cărțile astea sunt explicate în detaliu în regulament. Și aici aveți varianta de familie, care vă dă puncte în funcție de cât de mare sunt grupurile de animale de același fel. Și aici, practic, vă dă de la 2 până la 4. Deci puțin diferit, ca să, dacă nu vreți să folosiți unul din fiecare, puteți să folosiți varianta asta de familie. Deci, practic, astea sunt cărțile de punctaj care le veți trece aici în funcție de ce și cum. Ce mai vine interesant și aduce rejucabilitate, vreau să vă arăt, există aceste obiective care le vedeți aici, care vă dă niște obiective de puncte, ce n-aveți voie să faceți, sau diferite scenarii aici care diferite moduri de a puncta, diferite moduri de a etala la voi pe planșă și așa mai departe. Deci eu v-am explicat jocul de bază și practic cu ajutorul regulamentului și diversității în cărți puteți să încercați tot felul de variante a jocului. Și cum ziceam, practic se joacă, cum am spus, luați un grup, îl faceți aici și încercați să strângeți cât mai multe puncte din grupare de habitate și cărțile de animale și cine are cele mai multe puncte la sfârșit câștigă. Acum, că ați văzut despre ce este vorba în jocul Cascadia, aștept întrebările și părerile voastre mai jos în comentarii. Din punctul meu de vedere, este un joc, hai să spunem, mai ușor introductiv în lumea board game-ului, deci puteți să jucați cu oameni care nu au mai jucat neapărat jocuri de societate, dar în același timp este un joc și pentru cei înrăiți care au jucat mai multe jocuri. Având în vedere că are niște elemente interesante, ați văzut foarte bine la masă ce trebuie să faceți, este foarte simplu. Luați din centrul mesei un jeton cu animal și un jeton sau o piesă cu o tilă cu habitat. Și le puneți la voi pe planșa voastră. Cam asta faceți. Că aveți după aia niște excepții dacă folosiți acele jetoane natură și așa mai departe, da. Dar practic ce faceți pe tura voastră este foarte, foarte simplu. Luați un jeton, luați un habitat și un animal și puneți la voi pe planșă pentru a încerca să punctați cât mai mult bazat pe cum grupați habitatele și cum poziționați animalele pentru a puncta la sfârșitul jocului. Deci este un joc clar și de aceea spun că este un joc bun pentru a introduce oameni noi în acest hobby, având în vedere că ce trebuie să faci efectiv, mecanica de joc este una foarte simplă. Ai niște drafting și zicem un tablou building, dar un tablou care nu mai
se activează sau are abilități. Pur și simplu te interesează cum le aranjezi pentru a puncta. În același timp este și un joc pentru jucători mai îndrăiți de jocuri. Eu știu că și joc de început de seară sau de sfârșit de seară, având în vedere că ai chestia aia interesantă, ai de unde alege, poți să te gândești în ce direcție mergi, ce habitate vrei să extinzi, pe ce cărți de punctaj te focusezi, fiindcă te uiți și pe ce s-au focusat ceilalți jucători, încerci să-i încurci sau să vezi ce au făcut ei și atunci tu să te focusezi pe poate o altă chestie ca să strângi, ca să ai posibilitatea să îți rămână piesele de care ai nevoie și să punctezi mai mult pe partea aia. La fel cu habitatele, urmărești cine are cele mai multe, cele mai habitate cele mai mari pe diferitele tipuri de habitate și știi, ok, acolo forțez, acolo nu mai am nicio șansă. Deci, vedeți, sunt niște chestii interesante care trebuie să le luați în considerare și are o parte de strategie unde te gândești cam ce vrei să faci, pe ce animale vrei să mergi, dar în același timp este și un joc tactic, având în vedere că în momentul când e tura ta, vezi practic ce ai la dispoziție. Fiindcă tu, după ce ți-ai terminat tura, poți să ai o idee, uite, grupul ăla l-aș vrea dacă ajunge înapoi la mine. Da, dacă ajunge înapoi la tine, e super fain, dar se poate să-l ia altcineva sau să-l despartă cu acele jetoane natură și atunci, practic, trebuie să reacționezi la situația nouă. Deci, de aceea, observăm atât strategie cât și tactică în acest joc, dar într-un joc simplu, interesant, care este bun, ca și joc introductiv, având în vedere că este simplu ca și mecanică, dar în același timp este interesant și pentru cei care joacă mai des jocuri de societate, având în vedere că are acea parte de ce obiective, cum cresc habitatele. Jocul are o rejucabilitate foarte mare, ce este foarte fain, având în vedere că luați acele cărți punctaj în mod aleatoriu, sunt 4, dacă nu mă înșel, în jocul de bază și unul într-o mică extensie, să spunem așa, care poate să vină extra. Deci, practic, există o multitudine de combinații, fiindcă de fiecare dată alegeți un tip de animal care va puncta într-un anumit fel și toate 5 tipurile și amestecați. Le amestecați și o să vină tot combinații diferite. Deci, practic, rejucabilitate mare, mai ales ca și, ca și la Carcassonne, să spunem, dacă e să comparăm puțin. Practic, rejucabilitatea vine din cum vin acele piese. Dar partea interesantă este că tu iei niște combinații, niște grupulețe și ai de ales între 4, nu tragi și ce îi ăla pui. Deci ai acolo și puțină posibilitate de a drafta. Nu este totul legat de noroc. Bineînțeles, ce-ți vine la dispoziție este o chestie de noroc, dar sunt 4 chestii din care poți să alegi. Nu ești obligat să iei chestia care este extrasă și trasă din săculeț. Deci, foarte interesant, producția este una faină, deci chiar este un joc care, spun eu, atrage atenția, într-adevăr, are o temă, Cascadia, faci habitate, aduci diferite animale, dar în principiu este mai abstractizat jocul decât poate alte jocuri care au mai multă temă în ele, dar ideea este una interesantă și, cum spuneam, un joc de timpul săptămânii, nu durează mult, v-am zis 30-45 de minute, cu o rejucabilitate mare. Deci dacă căutați un joc de genul care să aibă și o temă din asta a naturii, aruncați o privire la Cascadia. Cam atât, mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți, nu uitați, dați subscribe aici și un follow la pagina ProtiPlays pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProtiPlays. Mai jos și link către pagina de Patreon, dacă vreți să faceți parte din echipa de Patreon, acolo aveți diferite beneficii, aruncați o privire. Cam atâta, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!